Filozofia generației de conducători de mâine. Dragi ascultători, ce faceți pentru educația spirituală a generației de mâine? Ce faceți pentru cei ce sunt copiii voștri, nepoții voștri? Adesea se spune că este responsabilitatea lor. Nu este adevărat. Este responsabilitatea generației de astăzi și cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar în direcția aceasta. Să aruncăm acum o privire la versetul 12. Și Domnul va vorbi din mijlocul focului. Voi ați auzit sunetul cuvintelor lui, dar n-ați văzut niciun chip, ci ați auzit doar un glas. Domnul Iisus a spus foarte clar, Dumnezeu este Duh și oricine se închină lui trebuie să-i se închină în Duh și în adevăr. Este foarte interesant modul în care s-a prezentat Dumnezeu înaintea poporului.